de supereroi Itzy Bitzy. Învață oul pe găină. Piu, 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 piu. Piu, 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 piu. Salutare, salutare! Salutare, dragi prieteni! Sunteți la școala de supereroi Itzy Bitzy învață oul pe găină! Și pe cocoș! Astăzi avem festivitatea de absolvire a primului supererou! Care a trecut de la ou la supererou! În această săptămână și pe care... Radu Leuta! E secret. Stai puțin că noi suntem live și la radio, dar și pe Facebook. Și sunt curioasă dacă cineva s-a trezit de dimineață și poate să ne salute și pe noi. Sau dormiți la ora asta? Tu ce crezi, oamenii dorm la ora asta sau... E 11 dimineața, este o zi de iarnă, afară este frig. Știu, și e și duminică, dar știi tu cum se spune, cine se trezește de dimineață? Mănâncă un ou. E obosit toată ziua. Da, nu? Hai să vedem cine este alături de noi acum. Să ne treceți acolo într-un mesaj numele copilului, câți ani are și de unde este, ca să știm și noi să vă salutăm pe toți. Corect, să știm și pe cine să salutăm. Dar eu zic să vină cât mai multă lume. Cum facem să fie cât mai mulți oameni alături de noi? Distracția este mult mai mare atunci când suntem mulți, mulți oameni la festivitatea de absolvire. Așa că distribuiți repede clipul acesta pe peretele vostru, în așa fel încât să vină și prietenii voștri să ne distrăm cu toții. Da, că vorba aceea, prietenul la nevoie se cunoaște și unde-ți mulți puterea crește și unde-ți vorbe mai multe este și mai bine. Și eu zic că sunt pregătită să salut pe cineva. Vă salută Ilinca de 5 ani din București. Salut, super Ilinca! Da, uite ce... Și ca să știm cine a distribuit, așa, să-i mulțumim din inima noastră de supereroi, să scrieți acolo: am distribuit Spinner, am distribuit Zăpă. Ia să vedem cine distribuie repede la adică el. Adică să și scriem, zici tu? Să și scrie că a făcut această misiune specială zi de dimineață. Să știi că ai și tu dreptate, că așa putem să mulțumim mai bine. Da, foarte bine, ia să vedem. Ilinca, am salutat-o. Uca! Mirela! Bună, Uca! Bună dimineața! Uca! Ia uite ce ne trimite acolo, ziua. Mirela! Ne-a trimis inimioare! Vai, ce frumos! Uite, două inimioare pentru tine și două inimioare pentru mine! Nu, că n-ai calculat bine! Adică două inimioare pentru tine și două inimioare pentru mine, ai înțeles? Da, bine, n-ai bine! Înțeles. O salutăm și pe Măriuca de la Iași! Măriuca! Bună, Măriuca de la Iași! Cum e la Iași? E frumos, nu? O fi zăpadă la Iași? Știi ceva? Nu știi! Nu știu. Sunt curios cum vă simțiți. Uite, deja ne trimite emoticoane prin care spun cum se simt. Am văzut și inimioare și inimioare înseamnă că sunt îndrăgostiți. Mai ales că este o zi plină de iubire astăzi. Ai dreptat, Spinner! Aș putea să fac o declarație de iubire. Aoleu, stai că mă... Stai că nu pot. Ești... acum mai acum ieși tocmai astăzi, după emisiune. Da, e 14, ai dreptate. 14 februarie, așa da, e. Și se sărbătorește așa în toată lumea această sărbătoare a iubirii. Păi ce dovadă mai mare de iubire decât că avem un super ou la noi, da. Știi? Da. S-a nimerit foarte bine. Pe cine mai salutăm? Cine s-a mai trezit în această dimineață? Spre prânz, chiar că nu putem să mai spunem dimineață, că e aproape spre prânz. Mai salutăm pe cineva? Uite, din Tulcea, salutări din Tulcea. Tulcea, primim de la Simona, dar să-mi spui și ce copilul. Care este copilul care ne salută din Adică Tulcea? Numele vrem să spunem. Bună dimineața, Edith, bună dimineața! Da. Și în continuare vă rog să-mi transmiteți cum vă simțiți în această dimineață prin inimioare, dacă sunteți îndrăgostiți. Da. Prin thumbs up, degetul sus, dacă vă simțiți bine. Fii atent, vă salută Ana Maria din București, Fabi, Edi și Sebi. Mua! Vă salută Miruna, sora supereroului Radu Leu. Extraordinar, se uită și sora supereroului nostru. Salut, Miruna. Da, cred că are emoții pentru fratele ei și noi avem emoții, dar nu se poate face nimic fără emoții. Da, a fost o săptămână plină, o săptămână în care supereroul nostru a învățat multe lucruri, s-a descurcat extraordinar de bine să tot avem așa studenți la școala de supereroi. Am eu de spus ceva despre cum s-a descurcat bine, dar a fost și foarte haios. Da, mi se pare normal. A fost natural, mi se pare normal, a fost natural. Știi ce propun eu? Să vedem filmul săptămânii. Ce ziceți? Sunteți pregătiți pentru filmul săptămânii? Hai să vedem cum s-a descurcat Radu.
Radu Leu, am 8 ani, sunt cumva într-o combinație de câteva chestii. Să vă zic. Practic, combinație între tehnică, îmi place puțin tehnica, nu puțin, foarte mult tehnica, și îmi place să construiesc Lego. Dacă Lego exact, mă gândesc la Lego tehnic și în câteva descrieri așa la ce, de cine îmi place, aici de familie și de prieteni și cam așa. Radu locuiește în București împreună cu mama, tata și sora lui mai mică, Miruna. Bunicii lui materni sunt și ei foarte implicați în creșterea lui. Da, tatăl meu a plecat în voiaje și mie mi se face foarte dor de el. E capitan de navă și în general mie mi-e dor, foarte dor de el, pentru că fiecărui copil e dor de tatăl lui, dacă e plecat, sau de mama lui, mă rog. Mami face ce suntem de acord și noi. Dacă noi nu suntem de acord, ea nu face. Radu este pasionat de filme documentare și știe o grămadă de lucruri despre animale. Îi place mult să se joace cu sora sa, Dea, câinele și stăpânul, și să iasă în parc cu Andrei, prietenul său. Se documentează despre spațiu cosmic și deja se pregătește să devină cosmonaut. Ce a folositor lucru pentru mine este un pix. Da, pentru că poți să faci multe chestii cu el. Poți să-l bagi printr-o pungă de cipsuri și să-l agăți între bănci. Poți să faci multe chestii. Poți să iei lucruri cu un pix. Dar poți să-și scrii cu el. E versatil. Radu crede că superputerea lui este să o convingă pe mama sa să-i cumpere lucruri scumpe. În același timp ar vrea să facă o magie și să schimbe lumea. Poc, o să cumperi ceva fără să-l plătești. Adică practic să-l plătești cu mulțumiri. Eu, de exemplu, mă duc la un magazin, iau ceva de acolo, mulțumesc când plec și mă lasă să iau lucrul acela. Săptămâna aceasta, la școala de supereroi Țibiții, învață oul pe găină, îl avem student pe Radu Leu, de 8 ani, din București. Urmărește-l cum evoluează de la ou la supererou. De la ou la supererou. A venit momentul să-l invităm alături de noi pe super-oul sau supereroul, cum vrei să-i spui, Spinner, acestei săptămâni. 1, 2, 3 și Radu Leu! Wow! Păi Radu, tu ai și pelerină de supererou? Adică deja și pelerină? Eu n-am pelerină. Mă să ai și tu. O să ai și tu. Fii atent, Radu, că acum învățăm lucruri noi. Până acum ai învățat despre radio, acum suntem live pe Facebook și în fața camerei trebuie să facem lucrurile puțin altfel. Da? Gata, hai, ești pregătit. Da. Te vezi, te uiți acolo? Da. Pe cine salutăm? Ia să vedem. Ne salută Ștefănuț de 5 ani și Mihăiță de 5 ani din Cluj. Salutare, salutare. Salutare, salutare, Dani. Salutare, salutare. Foarte bine. Ia să vedem, stai bine, stă bine aici. Ia, ce spuneți? Ce da. Spuneți? Asta eu este mă dau ideea. Mai așa, el mai aici. Zăpă, trebuie să-i spunem că astăzi da, nu da. Doar e absolvirea, festivitatea de absolvire, ci mai înveți și tu ceva. Trebuie să ne așezăm cât mai bine în cadrul, în da, așa fel încât să fie cât mai echilibrat. Adică uite, eu sunt bine, sunt bine aici. Hai așa, că dai puțin, mai așa, puțin. Și tu mai așa și Radu puțin mai așa. Iar eu n-am unde să mă mai dau, că uite, stau peste florile astea. Suntem bine? Suntem foarte bine. Radu, salută prietenii. Salută pe toți. Pe toți cei care se uită la noi. Salutare, salutare. Rafael din Giurgiu vă salută. Ștefănuț de 5 ani și Mihaela de 3 ani din Cluj-Napoca. Salut. Salut tuturor. Eu sunt Răducu Leuț. Răducu Leuț, care a venit la noi. E și Răducu și Leuț, de fel îl cheamă Radu Leu și el îți zice Răducu Leuț. Hai să-l alintăm și noi puțin. Auzi, Leuțule, Răducule, cum a fost, Leuțule, pentru tine săptămâna asta la radio? Ia să auzim. Foarte frumoasă, mai ales cu voi doi. Gata, uite, era să-mi cadă și pălărimța. Da. Și la întâlnirea cu Spark de miercuri, ce ți-a plăcut? Mi-a plăcut că i-am zis lui Spark multe chestii despre arici pe care chiar nu le știa. Au pasiuni comune animalele, că așa e, că și ție îți plac animăluțele, așa e? Da. Da. Radu, va fi nevoie să vorbești mai tare, știi unde este microfonul? Da, știu.
Perfect, să te auzi. Ne salută Rafael din Giurgiu, ne salută Rebecca din Cluj. Salut, salut, salut și noi vă salutăm. Da, îți dai seama că dacă trebuie să te auzi până la Cluj sau până unde? În Giurgiu. Aha. Trebuie să vorbești tare. Ia să... Da. Da. Ne auzim la Cluj. Hei, Clujul! La Giurgiu, în Iași ne auzim. Zi, salutare Giurgiule, zi tare. Salutare Giurgiule. Salutare Clujule. Uite și Vlad din București. Zi Radu, numai tu tare, salută tu. Salută doar tare. Doar Radu. Doar Radu este alături de noi și doar Radu salută. Vă salută Vlad din București. Bună. Salută pe Vlad. Vreau să mai aflu câteva lucruri de la el. Ia. Înainte să începem distracția pe ziua de astăzi. Ia. Zi-mi în două cuvinte cum te-ai simțit în săptămâna asta aici la școala de supereroi. Foarte, 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 foarte bine. Au fost mai multe cuvinte, să știi. Am zis doar două. Doar două, zi două. Știu, foarte bine. Foarte bine, foarte bine, două cuvinte, gata. Foarte bine, s-a simțit. Ai avut emoții? Puțin așa. Adică în prima zi când ai venit, ce ți-ai zis tu așa în minte când ai venit tu prima zi la radio? Ce era în mintea ta? Era în mintea mea că o să ajung la radio. Adică tot drumul în mintea ta se auzea așa: mă duc la radio, mă duc la radio, mă duc la radio, așa? Da. Ia zi-mi, ce ți-a plăcut când ai ajuns aici la radio? Mi-a plăcut că am stat în studio. Aha. Și ai învățat și cu butoane, ai învățat pe acolo? Da, era... Ce ai învățat? Ia să auzi, ce ai învățat? Am învățat cum să ridic alea copilului, cum să mai tare ridic muzica, cum să-mi deschid microfonul și alte microfoane. Am învățat cum să dau boxele mai tare, căștile mai tare. Da. Și cam asta. Mai am o singură întrebare. Sim, încă de la intrare era fotografia ta pusă pe pereți, pe acolo. Da. Și la studio era fotografia ta. Cum te-ai simțit? M-am simțit cam așa, m-am simțit cumva la radio, m-am simțit... Că era imaginea ta peste tot. Da, era da. Imaginea mea peste tot, m-am simțit popular. Popular! Auzi, ia spune Radu, ți-a cerut cineva până acum autograf? Nu, spina, nu se poate. Hai. Deci nu pleci până nu ne dai câte un autograf, în da? În primul rând nouă și vă rugăm frumos când îl întâlniți pe Radu pe stradă, spuneți-i: Raduleu, tu ești, un autograf, te rugăm. N-am semnătură, dar vă scriu numele. Păi să înveți la școală ca să scrii. Stai puțin că poți să faci și un desen. Ce-ai desenă? Dacă ar fi să desenezi așa în loc de semnătură, ce-ai desenă? O inimioară în care scrie Raduleu. Tu știi cum mă semnez eu cu Z? Pă scriu Z, o inimioară, P, o inimioară. Adică și-o tot cu inimioare. Și eu fac inimioară la spină. Toată lumea se semnează cu inima. Ia uite, salutare, salutare, vă auzim. Salutare, salutare. Perfect, mulțumim. Și noi ne bucurăm că sunteți alături de noi. Eu zic că este gata să dăm startul distracției. Ești pregătit? Da. Ți-am pregătit tot felul de provocări, să știi. Provocări. Și tu crezi că o să le faci față? Da. Ia să vedem dacă ai venit cu mușchii la tine de supererou. Cu amândoi. Ai venit numai cu unul? N-am prea mulți mușchi. Ia să vedem, noi avem? Suntem pregătiți. Dragilor, să începem! Să știți că avem provocări și pentru voi, așa că rămâneți alături de noi. Cu ce începem? Inii, mini, maini, mou! Hai să aleagă un joc! Mini, maini, mou! Pick me, pick me! Ce să fie, ce să fie, ce să fie, ce să fie? Pick me, pick me! Wow, 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 wow! Inii, mini, maini, mo, a ales ghicitoarea, Radu. Ce facem? Crezi că ne descurcăm cu ghicitori? Da. Ești sigur? Da. Bine, mă gândesc eu prima oară la o ghicitoare. Te gândești și tu la răspuns, dar prima oară așteptăm răspunsurile copiilor de acasă, da? Da. Să vedem dacă ei și-au dat seama. Și apoi te gândești și tu la o ghicitoare și spui și tu o ghicitoare. Una eu, una tu. Bate aici. Oh! Am înțeles. Pregătit? Da, pregătim. Bine, fii atent. Hai să fie așa o ghicitoare interesantă, dar nu-mi spui răspunsul, da? Dragilor, fiți foarte, foarte, foarte atenți. Ce apare seara fără să chemi și pleacă dimineața fără să gonești? Nu-mi spui? Da? Apare seara fără să le chemi și pleacă dimineața fără să le gonești. Ce să fie, ce să fie? Hai, Radu, te gândești, te gândești? Hai, sunt curioasă. Nu-i spui, nu-i spui încă, să vedem dacă prietenii au vreo idee. Cine să știe? Știe cineva? Seara vin fără să le chem. Pur și simplu vin. Și dimineața pleacă, dar fără să le gonești. Oare ce să fie? E ceva foarte drăguț. Și face parte din pasiunea ta, clar.
Și sigur te gândești la ceva? Ia uite, Uca zice stelele. Nicoleta, nu, Vlad, spune stelele. Stelele? Luna, răspunsul la ghicitoare de la Ilinca. Luna? Stelele, spune și Dora. Ia să vedem, să vedem. Ce să fie, ce să fie. Stelele, spune și Elena. Te gândești, tu te gândești? Deci seara vin fără să le chem și dimineața pleacă fără să le gonești. Ce să fie, ce să fie. A, deci sunt din spațiu. Adică sunt din spațiu, adică le vedem. Adică sunt mai multe. Adică sunt mai multe, da? Adică te-ai prins. Sunt. Răspunsul este, stai să mai dea copiii niște răspunsuri. Să mai dea copiii niște răspunsuri, să vedem dacă aveți dreptate, că și el s-a gândit. Ai răspunsul corect, îl știi? Da. Steluțele, Ștefan și Mihai, așa zic, steluțele, Alina, stelele, Valentin, visele, Tania zice visele, da, vin vise, fantomele, au, fantomele, auzi, vin fantomele, ce părere ai dacă sunt fantomele? Nu. Auleu, dacă vin fantomele, să știi că eu nu le chem, dar ele vin, serios? Ai mai Radu, lasă-ne și pe noi să ne imaginăm să visăm. Imaginați-vă, chiar fantomele nu există, dovedi științific. Da, bineînțeles că tu ești cu știința și vii aici să combați tot, da. Hai să vedem. Avem destule răspunsuri? Spui da. Și tu care e răspunsul, ia să auzim. Din seara vin, fără să le chem și dimineața pleacă, fără să le gonești. Răspunsul este? Stelele. Bravo. Foarte bine! Stelele! Stelele apar pe cer și nu le cheamă nimeni și dimineața pleacă că s-a luminat și nu le gonește nimeni. Nu le gonește nimeni. Ele, practic, noi vedem doar soarele și atmosfera, practic, împrăște lumina soarelui și stelele nu se mai văd de soare. Am înțeles. Lumină, până dar spui stelele tu... încă există. Da, ai dreptate. Stelele încă există, dar noi le vedem din cauza luminii. Da! Acum spune tu o ghicitoare. Bine. Ia. 1, 2, 3, 5. Să vină mai în față puțin, să te vezi mai bine, așa? Ce e mare și deștept, drăguț și adaptabil. Aoleu. Și trăiește în America. Mai spune o dată, că nu chiar că nu mai... Ce-i deștept? Deștept. Ce-i deștept, dar noi. Noi. Ce-i deștept, dar nu-i prea mic. Nu-i prea mic, deci ceva mare, da? E mare. Așa. Seamănă cu lup un pic. Și are blană pe spinare. Și e drăguț. Și mănâncă scobitoare. Nu mănâncă scobitoare. E vorba de un animal? Da. Un animal trăiește în America, e mare, nu e mic, e și deștept, e și cu blană și e carnivor? Nu, este omnivor. Este omnivor? Ce să fie? Are chiar și pălărie? Nu. Vorbește? Comunică între ei, dar nu vorbește limba oamenilor, dar comunică între ei prin? Prin urlete. Prin urlete? Aoleu, ceva care urlă? Nu sunt urlete ca lupii, sunt urlete mai ușoase cumva. Urlete mai, adică animalul e mare, dar urletele sunt mici. Sunt cumva, nu se aud chiar la fel de tare. Și trăiește numai în America. Urs, zice Vlad. Vlad zice urs, e urs? Nu. Nu e urs. Să fie mare și trăiește în America, ai spus? Da, în America și adaptabil. Și... Ursul trăiește doar în pădure. Și trăiește și la pol. Ursul polar. Da. Și trăiește și în copac, ursul panda. Ursul panda. Păi vezi, de ce te duci în spate? Ți-am spus că ăsta e locul tău. E un marsupial. Uită-te acolo în față pentru că te vezi, se uită copiii la tine lupul și nu stăm cu spatele. Zice. Deci nu e lupul, coyot. Coyot, foarte bine. Lupul zicea și Ilinca. Deci coyotul? Da, coyotul. E adaptabil, micuț, omnivor și și știa să fure mâncare. Dar de unde știi că e foarte deștept? Că ai zis că e foarte deștept. E deștept. Adică știe tabla mulțirii. Nu știe tabla mulțirii, dar e deștept prin ce mă refer. Adică, de exemplu, aici este o veveriță, adică care eu? Stă cu fața și coiotul se ascunde, și? Veverița își întoarce capul, coiotul se mișcă, veverița își întoarce capul și el se mișcă doar când veverița nu spune este acolo, atentă. Spune acolo, uite, acolo trebuie să spui că el n-a înțeles. El se mișcă. Se mișcă? Când
Veverița nu este atentă. Așa? Și se ghidează după vulturi care sunt necrofagi și găsește și el animale moarte și mănâncă. Coioții sunt și deștepți și omnivori și necrofagi. Și mai zăpăcine tot cu animalele tale, oricum foarte bun răspunsul. Coioții, să știți că e deștept. Aici este testoasta. Vine ea, depune ouă, pleacă înapoi. Și vine coiotul. Întoarce, coiotul vede exact unde le-a îngropat, le dezgroapă și le mănâncă. Coiotul, fiind deștept, a înțeles că e o hrană ușor de obținut. Bravo! Foarte bine te descurci, foarte bine, mai ales la animale. Deci dacă ne spune ghicitor cu animale, stăm aici o săptămână și nu ghicim! Ce bine, s-a dus și inima inimo cu ghicitoarea. Eu sunt curioasă ce o să urmeze, tu nu? Da. Fii atent, uite-te acolo, uite-te acolo să vedem cine vine și ce se întâmplă. Ia, un, doi, trei! Trei! Bravo! Hei, salutare, Radu! Următoarea provocare este de la mine. Să știi că mi-a plăcut foarte mult ce ai spus, că nu există fantome. Nici eu nu cred că există fantome și în mulți ani pe care i-am, puțin mulți, n-am întâlnit nicio fantomă. Așa că te susțin. Am provocarea pentru tine de a călători din nou în timp! Știi că în timpul... Nu... Tot înainte, știi că data trecută când ne-am întâlnit noi la radio, am călătorit în anul 2052 când tu împlineai 40 de ani, când ți-ai sărbătorit ziua alături de supereroii Țibiții, erau acolo și copiii și soția și părinții tăi. Acum o să călătorim și mi-ai spus atunci că tu ai vrea să mergi pe Marte. Așa mi-ai zis, da? Da. Bun, așa că îți voi împlini acest vis acum. Și vom călători în timp cu un an mai târziu după ce ai împlinit 40 de ani, adică în 2053, când împlinești 41. Și merg pe Marte. Mergem pe Marte să vedem cuare cum este pe Marte. Ești pregătit? Da. Bine, stai pe poziția ta. Unde ți-e poziția? Uite-te jos, unde este? Trebuie să cauți X-ul. Așa, este un X cu hârtie acolo unde e locul pe care trebuie să stai. Bun, și... ne pregătim în felul următor. Stai pe poziție și așa într-un fel cu mâinile mai sus pregătite. Așa și închizi ochii și pornim în călătoria în timp. Deschizi ochii. Ia uite, suntem pe Marte, suntem în anul 2053. Câți ani ai în 2053? 41 de ani, exact. Și ești unul dintre oamenii care colonizează planeta Marte. Zi-mi, cum te simți aici pe planeta Marte acum? Mă simt cam plictisit, singur. De ce? Singur, că nu vin prea mulți oameni pe Marte. Majoritatea oamenilor nu știu cât de greu e să fie astronaut și nici măcar nu vor. A, nu vor să vină. Dar nu tu vor spune... să vină pe Marte. Ai spus că vrei să iei și familia ta în vizită pe Marte. Păi am luat doar că... Ce, pe cine ai luat nu din familia ta în această vizită? Nu cu mine la plimbare cu robotul. A, dar ei unde stau? În primul rând, vreau să știu stau pe cine ai luat. În baza spațială. În baza pe Marte. Spațială. Pe părinții am luat. Pe... Câți ani au părinții tăi acum? Tati are... tati are 78. Păi nu-i cam în vârstă pentru călătorit pe Marte? 70 și nu știu cât de ani? Cred că e în formă? E în doar formă? Eu, doar eu, pe copiii mei n-am putut să iau, că sunt copii doar. Și doar mici. Eu. Ce vârstă au copiii acum? Când ai tu 41, ei parcă aveau 5 și 8, ai zis, că ai la 40 de ani. Deci acum au 6 și 9, corect. Corect. Deci nu i-ai luat nici pe copii? Nu, nici pe copii. Pe soție ai luat-o cu tine? Stai drept ca să te... Era femeie și de obicei femeile nu se trimit în spațiu. Păi de ce nu se trimit și femeile în spațiu? Că tare-s curios. Pentru că... Băi, pentru că nu rezistă așa bine la presiune. A, dar bărbații rezistă mai bine la presiune, înțeleg. Da, rezistă mai bine. Că doar sunt mai corpolenți mai din asta. Sunt mai puțin și mai... Și tu între timp ai devenit corpolent, să înțeleg. Nu, sunt tot așa cum sunt eu de obicei. Aha. Slăbuț, dar alții s-au dovedit că sunt mai rezistent la presiune. Mm-hmm. Ce-ți place la felul în care arăți tu acum la 41 de ani? Ce-ți place la tine? Că îmi place că pot încă... îmi place că încă îmi încape costumul. Dacă nu. Adică te așteptai ca la 41 de ani să nu-ți mai încape costumul pe tine? Dar de ce? De ce? Păi pentru că de obicei astronauții au până în 41 de ani. Adică devin... e ultimul an în care stau pe Marte.
A, și tu chiar în ultimul an ai ajuns aici pe Marte. Zi-mi cum se desfășoară o zi obișnuită a ta pe Marte. Păi, ies afară, studiez niște pietre pe Marte, mai colectez roboți din ăștia care s-au stricat sau îi repar, ceva de genul ăsta. Da, colectăm roboții și îi reciclăm, adică îi reparăm, da. Da, Radu, mai mult găsim voi... forme de viață pe Marte. Ce fel de forme de viață? Alte forme, păi bacterii! A, din astea? Auzi, dar până la urmă, ce căutăm noi oamenii pe Marte aici? Păi, căutăm să studiem! A, pur și simplu de cunoaștere. Dragi copii, vă rog să-l întrebați și voi pe Radu, cel din viitor, care are 41 de ani în anul 2053, să-i puneți întrebări. Ce curiozități aveți și vreți să aflați de pe Marte? Chiar Miruna, tu, Vlad, puneți întrebări, că e o ocazie tare specială. Bun, deci suntem aici, noi oamenii am venit aici pe Marte pur și simplu pentru cercetare științifică. Da, am venit, dar e cam plictisit pe Marte, credeți-mă. Și am plictisit, n-are ce să fac acum pe Marte. Aoleu, păi și atunci vrei să mai stai mult? Cât vrei să mai stai pe Marte? Cred că o să mai stau ceva timp până o să inventeze și oamenii orașe. Ia vezi dacă ți-au scris cineva acolo ceva. Nu. Încă n-au pus întrebări, se gândesc la întrebări. Ce ai zis? Cât o să mai stai? O să mai stau pe Marte, păi, un an, doi și termin. Inventează ăștia o rachetă, inventez eu o rachetă și plec de pe Marte. Și unde vrei să te duci? Da, pe Pământ. A, vrei să te întorci pe Pământ? Da, sunt cam plictisit, plus că sunt cam bătrân. Păi bună, la 41 de ani ești cam bătrân. Da, sunt cam bătrân. Oh, și ce planuri ai pe viitor, acum că ai îmbătrânit la 41 de ani? Păi, mai merg vreodată pe Marte și mă pensionez. Oh, la ce vârstă te pensionezi, că-s curios? La cam așa, 59-60 de ani. Ah, păi mai e, măi Radu, dacă tu ai 41 mai de ani. Mai stau ceva timp pe Marte. Păi mai ai, până la, mai ai încă, deci 41 până la 59, ai aproape 20 de ani de mai muncă. Mai aproape 20. Tu îți dai seama că mai ai de muncă, nu poți să te pensionezi așa repede. Nu mă pensionez atât bine, de bine. Și ce o să faci la pensie? Na, o să ieși la pensie la 60 de ani și ce faci? Nu știi, să vedem ce zic copiii. Planuri? A, nu copiii am planuri atunci o să fie să mari. Vadă copiii. Ia să vedem, Cristileu, Miruna nu te lasă singur pe Marte. A, vrea vin să vină și Miruna cu tine. Vine, vine și ea. Te întreabă Radu, de ce roboții merg pe planeta Marte și colectează pietre? De fapt, Vlad te întreabă. Radu, Vlad, de ce roboții merg pe planeta Marte și colectează pietre? Păi, poate găsesc forme de viață, forme de oxigen, ca să facem o bază pe Marte. Am înțeles. Ia zi-mi tu, ce te încântă cel mai mult la viața ta de acum? Ce mă încântă cel mai mult? Din anul 2053. Mă încântă cel mai mult. Cel mai cu sora mea pe Marte. Că ești cu sora ta mai mare? Mai mică, cu Miruna, da? Deci e și ea pe Marte până la urmă. Da. Miruna, închide și tu ochii și vino și tu pe Marte. Oh, ce frumos! Bine, zice felicitări tati pentru supereroul Radu Nicolae. Pe tine te cheamă și Nicolae? Da. Am înțeles. Bine, zi-mi dacă vrei să iei ceva de aici, de pe Marte, că o să facem o călătorie înapoi pietre. În timp. În... Ia o piatră, te rog, piatră imaginează-ți, da. Da, o să iau cu grijă ca să nu-mi zgârie costumul normal. A, așa, să nu fie frig așa, la mână, că mi îngheață mâna, mi se face cu pe Marte, e foarte frig. E frig? Mi se pare că e încins aici. În sfârșit, tu știi cel mai bine. Și cald și frig. Dimineața e cald, noaptea e frig. E frig de nu mai poți. Facem o călătorie înapoi în timp, în 2021, pe Pământ. Da, în studioul Itzibiții. Așează-te pe poziție, poziția ta de teleportare și poziția cu mâinile. Ia să vedem ce poziție ai. Închidem ochii amândoi și înapoi pe Pământ. Wow! Dar am apărut, dar ce repede am apărut, ai văzut? Da! Te gândeai? Unde ai fost, Radule? Dar unde ai fost? Unde ai fost? Pe Marte, cu Spinner! Ai fost pe Marte cu Spinner? Ce mi-ai adus? O piatră de pe Marte. Da, ce mi-e piatră? Vreau să vedem. Trei bucăți și vă dau lor. Ane, păi ce, piatra o spargi? O bucată mie? Îmi pun o dorință? Îi dau și lui Spinner o bucată. Lui Spinner o bucată și ți-o o bucată. Și mi-o o păstrez și o bucată. Eu stau bine, eu zic să stai pe semnul tău și să te uiți acolo frumos și să mai saluți oameni. Poți să mă ieși pe mine pe Marte, zice Rafael, poți?
Depinde, trebuie să facem. Depinde, Rafael, depinde. De ce depinde? De cum bate vântul? Dacă e soare, nu e soare, nu, dacă e lună, depinde, dacă... Nu, depinde dacă reușește lansarea, că e mai greu, îți asumi o grămadă de mii de riscuri. Am înțeles. Poate să ia foc și racheta în spațiu și mai mult. Hai să nu ne mai gândim la asta, pentru că e o zi de petrecere, așa zic eu. E absolvirea ta, e distracție și să vedem ce mai avem la rubrica Inii, Mini, Mini, Mo! Ce se alege Inii, Mini, Mini, Mo! Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Ce să fie? Au! Dance. Dans! Ce zici de asta cu dansul? Te pricep să dansezi? Nu prea. Să știi că nici eu nu mă pricep extraordinar să dansez, numai că de data asta o să dansăm cumva altfel. Înțelegi? Pentru că tu te pregătești să fii cosmonaut, astronaut și să pleci peste mări și țări și peste alte planete, nu stele și așa mai departe. Mări. Așa să zicem, poveste! Evaporat. Vreau, am o întrebare pentru copii. De ce se evaporează? De ce se evaporă? De ce se evaporă apa pe Marte la 5 grade? De ce se evaporă apa pe Marte la 5 grade? Hai să o evaporăm mai repede, să dăm drumul unei melodii și fii atent ce ai tu de făcut. Tu... ai de făcut următoarele mișcări. Te uiți la mine? Mă vezi bine? Voi mă vedeți bine? Foarte bine? Să vedem. Începem mișcările, tu repeți ce fac eu, da? Trage așa cu ochiul, ce mișcare fac eu, faci și tu. Dacă nu reușești, nu reușești. Dar eu cred că reușești pentru că ești antrenat, da? Da. Atențiune! Muzica! Adică ce ți-a părut greu? Hai că am imitat și câteva animăluțe. Hai că am reușit să stăm și într-un picior. Eu zic că ești perfect antrenat. Ia stai tu aici pe locul tău. Să vedem dacă pelerina ta vrea să-și ia zborul. E că da. Nu știu cam unde vrea să ajungă. Dar sigur vrea să ajungă undeva. A fost Inii, Mini, Mini, Mo. Urmează ceva mult mai frumos. Dar nu știu exact ce. Ești pregătit, Radu? Da. Radu, ești pregătit? Da, sunt pregătit. Radu, ești pregătit? Da, sunt pregătit. Radu, ești pregătit? Acum? Ce curent se face? Hai să vedem la ce trecem mai departe! Mergem la... Suntem live pe Facebook și în direct la Radio Itzibitzi și avem o rubrică foarte interesantă. O rubrică nouă. Vezi, se numește Provoacă sau Ești provocat. Și pentru că ai făcut deja zăpoi interviul, eu zic că meriți să fii provocat. Ce zici? Da. Ai vrea să vorbești cu cineva? Da. Cu cineva și să știi că avem pe cineva la telefon care are pentru tine probabil o întrebare. Nu știu ce fel de întrebare, nu știu exact despre ce este vorba. Sunt tare curioasă cum o să te descurci tu. Uite, o să spun microfonul mai aproape ca să te auzi mai bine. Bine. Și atunci vorbește tu cu cine la telefon să vedem despre cine. Bună, cine e la telefon? Alo? Poate nu ghicești. Bună, Radu. Bună, Radu, cine să fie? Ia, hai să vedem. Cine ar putea să fie după voce? Bună! Radu, asta este, sunt niște imagini din timpul acestei săptămâni cu zăpă. Acolo te-am văzut foarte nedumerit, n-ai recunoscut cine era la telefon, da. Cine credeai că este? Atunci mea. Asta ai descoperit mai târziu, dar acolo când unde s-a oprit imaginea încă nu știai. Cine credeai că ar putea să fie? Nu știu.
Poate Andrei, prietenul tău? Sau Horia, sau Maria, sau nu știu mai cine. Dar ce ai simțit atunci când ai auzit vocea la telefon? Am simțit că e Deni. Ai simțit că e Denisa? Nu mami, scuze. Da, mătușa ta, da. Bun, bine. Păi se pare că asta facem acum, urmărim imagini din timpul acestei săptămâni în care tu ai crescut de la ou la super erou. Ia să vedem, mai avem imagini sau aș putea să te întreb eu din timpul emisiunii mele? Zi, în momentul în care te-am pus să faci mișcare cu copiii, tu faci mișcarea și toți îi facem după tine, tu ai zbuchit-o pe ușă afară și ai coborât pe scări. Zim, ce ai simțit în momentul ăla? Am simțit că trebuia să mă duc repede la baie, dar nu era baia ocupată. Era baia ocupată, zi mai tare că... Era baia ocupată, deci ca să știți. Deci eu te pusesem să faci mișcare, eram în direct pe radio și tu ai... Și am făcut mișcare. Ai făcut mișcare, bineînțeles că ai alergat pe scări până la baie. Dar ce ai simțit? Ai simțit o nevoie... De toilet. De toilet, am înțeles. Și cum te-ai descurcat tu? Pentru că erai sub presiune, trebuia să te întorci repede în studio. Și da, baia era ocupată. Ce ai făcut? M-am dus, pentru că sparg, a zis că e mai bine natură. M-am dus în natură la toaletă. Dacă a vrut sparg asta, nu știu. Păi nu, că sparg, dacă a zis că e mai bine să te duci în natură, cred că ea e fericită. Ce nu să... Sparg iubește natura. Da, iubește, păi. Nu e problemă, tot este foarte natural în natură. Bun, și după aceea... este foarte natural și poate să absorbă lichide. Da, mai ales lichide, au nevoie și plantele și copaci de lichide. Da. Perfect, foarte bine ai făcut. Și după aceea te-ai întors repede în studio și am continuat mișcarea cu copiii. Bun, hai să vedem dacă mai avem imagini din această săptămână. Cine să fie? Andrei. Îi întreabă ceva să vedem dacă ghicim cine e. Îl cunoașteți pe Radu? Da, îl cunosc și pe Radu și pe sora lui, Miruna, și pe mami și pe tati. Deni! Cine? Cine e Deni? Deni? Păi, mătușa mea. Mătușa mea? Mătușa mea. Mătușa mea, da. Bună, mătușa mea. Nu eu bună, sunt, bună. Mătușa mea eu. Mătușa mea eu. Aha. Mătușa a venit cu o întrebare pe post, o întrebare pentru tine. Sunt curioasă ce vrea să te întrebe. Tu ești curios? Da. Ai emoții? Vorbește frumos cu mătușa. Pentru că am ascultat emisiunea de la început, am văzut că tu ai vorbit atâta despre spațiu, m-am gândit să-ți propun un exercițiu de imaginație. O să te gândești, dacă ar fi să pleci pe Marte, da, pe cine ai luat cu tine? Pe cine am luat? Cu mine voi toată familia, să cunoască și familia Marte. Ei bine, duc doar oamenii care sunt în formă. Cum adică sunt în formă? Formă pătrată, rotundă, triunghiulară? Nu, care sunt practic, care au energie și care pot să se ducă pe Marte. De exemplu, un bătrân din ăsta de 80 de ani sau ceva de genul ăsta, de bucurie că vede Pământul, se bucură, dar poate să aibă și alte probleme. Ce probleme să aibă? Păi, probleme din astea... Probleme de astea de sănătate. Am înțeles și nu o să medici spația, nu există. Bun, bine. Deci ce înseamnă să fii în formă pentru tine, din punctul tău de vedere? Să fii în formă pentru mine înseamnă să faci zile prietenilor. Ca să trebuie să cumva să fii așa, într-o formă maximă, să fie energic, practic. Da, cum adică suntem noi. Să activezi puterea lui Spinner. Deci despre asta era vorba. Tot să aibă activată puterea energiei. Da. Perfect, bate palma aici. Eu zic că este momentul să ne întoarcem. Ia fășitul ca mine așa. Acum urmez eu. Adică eu. Adică cine sunt eu? Cine sunt eu? Zăpă! Nu! Cine sunt eu? Eu, Radu Leu? Nu, eu cine sunt? Super Zăpă! Ai văzut? Păi super! Super Zăpă! Acum ai înțeles? Fii atent că am o rubrică foarte, foarte, foarte interesantă pentru tine. Știi cum se numește? Nu.
se numește Te cunosc bine! Părinții tăi te cunosc bine? Da. Tu îi cunoști bine pe ei? Da. Ești sigur? Da. O să facem un test și or să fie martori toți prietenii noștri, da? Fii atent, da, că avem pe cineva în direct. Oh! Mami! Mami? E mami, mamia mea, da? Nu mamia mea. Mamia ta. Mami, pregătită? Salutare, mami! Pune frumos cum o cheamă pe mami. Luisa Denisa, Leu. Luisa să-i spun sau Luisa? Luisa Denisa, Leu! Bună, mami! Okay. Mami, avem o rubrică foarte interesantă, Te cunosc bine și am un set de 3 întrebări pe care îi le adresez lui Radu, la care el a răspuns, de fapt. Eu am aici răspunsurile, că de-aia sunt cu clipboardul în mână. Să vedem dacă mami îl cunoaște bine pe Radu. Și apoi un set de întrebări despre mami, la care Radu tot așa a răspuns. Și sunt curioasă dacă avem aceleași răspunsuri. Mami, prima întrebare pentru tine este: mâncarea preferată a lui Radu. Mâncarea lui preferată. Tu nu spui, că tu ai spus deja, am scris. Aștept să-mi arate mami hârtiuța când e gata și să vedem, să confruntăm cele două. Ia, mami! Pizza a zis și... Ia să vedem, se vede? Da, pizza a spus și Radu, bravo! Următoarea întrebare, mami! Jocul preferat al lui Radu este... Jocul lui preferat, are un joc preferat. Nu spune! Jocul preferat, scrie mami repede, până număr eu la 5, 1, 7, 4, 4, 20, 29, 57, 421, 357, 5. Nu văd. Cu tati, zice. Nu e așa, Radu a zis. Cățelușul și oile. Păi da, păi e cu tati. Tati e fermierul. Păi da, dar eu am întrebat care este jocul. Și mami a zis cu tati și tu ai spus cățelușul și oile. Asta e jocul, așa se numește. Asta e, să vedem. Aha, avem un răspuns greșit. Următoarea întrebare. Cel mai bun prieten al lui Radu este... Unul singur trece, mami. Cel mai bun prieten al lui Radu este... Îți dau un indiciu. Nu-i dai niciun indiciu, n-ai voie. El vrea să-ți sufle. Ia să auzim. Andrei spune mami și Radu a spus Maria, ca să nu se supere Horia. Maria, ca să nu se supere Horia, care are 3 prieteni și a ales și el dintre 2 băieți și o fată, a ales fata. Mi se pare normal, foarte bine. Da, pentru că... Hai că mă încurc în hârtii. Ca să nu se supere băieții. Așa, următoarea întrebare. Mami, spune care este culoarea ta preferată, mami. Că Radu a răspuns deja. Culoarea preferată, mami? Culoarea ta preferată este? Culoarea mamei preferată este? Galben, zice mami, numai că Radu a zis siclam. Mami, siclam, te-ai răspuns. Mami a răspuns bine. Mami a răspuns bine și tu de ce ai răspuns siclam? Pentru că nu se potrivește, am înțeles. Se potrivește, dar da, galben nu îi se potrivește, că mami e leu. Stai că mai am o întrebare. Mami! Ce înălțime ai, mami? Înălțime. Ce înălțime are mama? Hai să vedem ce zice mama, că mama știe ce înălțime are, să vedem dacă știe și Radu. 1,64. Nu știu când ai crescut, mami, dar Radu a zis că ai 1,40. Asta aveai când m-a născut pe... Când l-ai născut pe Radu, mami, aveai 1,40. Între timp ai crescut, ai 1,64. Păi se poate așa ceva? Nu, când era copil. Când era copil cine? Când creștea. Mami, când creștea, erai copil, aveai și acum nu mai ai. Acum, mami, la ce oră te trezești de dimineață? La ce oră te trezești, mami, de dimineață? Hai să vedem. Eu nu știu dacă tu știi exact la cât se trezește, că eu cred că te trezești după mami. 7:30! Ia uite că știe! 7:30 a zis și Radu! Hai că e bine! Până la urmă se pare că vă cunoașteți destul de bine, da? Acum să vedem dacă mai crește mami puțin. Nu știu cum să facem de la 1,40 la 1,64. O să fie puțin cam complicat. Mulțumim, mami! Mulțumim, mami! Îți mulțumesc, mami! Te iubesc mult! Ne vedem după ce termin! Te iubesc! Mua! 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 Hello, la revedere de la mami, pentru că mai avem ceva pregătit pentru
Bine! Și acum, 1, 2, 3 și... Fă și tu așa. Eeny, meeny, miny, moe. Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Măi, de data asta, Radu, jucăm noi, dar n-am văzut ce mi-a arătat nimeni mai nimic. Joc? Joc. Joc. A, perfect. Jocul tău preferat am văzut că este ăla cu... Cățelușul și oile. Cățelușul și oile. Jocul meu preferat este fața ascunselea. Da, n-avem locuri de să ne ascundem. A, da, putem să facem un fel de fața ascunselea. Vrei să jucăm fața ascunselea? Da. Perfect. Uite cum facem. Tu o să te pui. Da. Numer până la 100. Nu, din 10 în 10, 10 în 10, 10, așa? Și noi toți, și eu, și toți prietenii copii care se uită acum la noi, se ascund. Și eu mă ascund și ei se ascund, da? După care, tu aici poți să mă găsești pe mine, poți să zici, bine, ești acolo. Iar la copii, va trebui să spui 3 locuri în care ei se pot ascunde. Nu știu, fereastră, sunteți după perdea. A, fiți atenți, n-aveți voie să vă ascundeți în afara camerei în care vă găsiți acum. Adică nu vă duceți în curte sau departe, da? Ai înțeles, Radu? Da. Și va trebui să spui 3 locuri în care ei pot fi ascunși. De exemplu, sub plapum în pat sau după canapea. Nu știu, tu alegi locurile. Da. Și vom descoperi pe cine ai prins, unde, pe cine ai ghicit unde s-a ascuns și pe cine nu. Și voi o să scrieți. Pe mine m-ai ghicit că eram unde a zis Radu, pe mine nu m-ai ghicit, nu eram acolo. Gata? Pregătit? Da. Hai să începem jocul. Toată lumea să se pregătească să se ascundă. Radu, te pui. Eu zic să te întorci așa cu spatele și te întorci după aia. Și să numeri tare și să strigi cine nu e gata, le iau cu lopata, da? Numără. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Cine nu e gata, le iau cu lopata. Să căutăm. Este unul dintre voi cumva după canapea? Bine, este după boxă, l-am găsit. M-ai prins, m-ai prins, pe mine m-ai prins. Bun, ai zis canapea momentan, da? Mai zi încă 2 locuri în care ar putea să fie ascunși. După fotoliu. Ok, toți cei care sunt după fotoliu, pe lângă fotoliu sau în fotoliu sunteți prinși. Sau pe canapea, lângă canapea, sub canapea, după canapea. Încă un loc, unde ar putea să fie? Sub pat, pe sub... pat. Oho, pat! Toți cei care sunteți sub pat, pe pat, lângă pat, sunteți prinși. Ia uite, Ilinca a fost după canapea. Păi Ilinca ai prins-o, bravo, ai ales bine. Ceilalți, puteți să ieșiți acum și să spuneți... locul în care ați fost ascunși și dacă v-a găsit sau nu v-a găsit Radu. Ia să vedem. V-a să zic că până acum pe Ilinca am găsit-o. Rafael, unde te-ai ascuns? Vlad, unde ați fost voi ascunși? Că sunt tare curios. După... Spinel a fost ascuns după... Boxă, după boxă și m-ai văzut... Mi-ai văzut părul sau ce? Ți-am văzut părul că e cam mare. A trebuit să te tunzi cândva. Cred că o să mă mai tunzi să mă iau așa. Bun, bine, bine. Gata. O să lăsați acolo comentarii să-mi spuneți unde ați fost ascunși și o să descoperim pe cine, dar deocamdată pe Ilinca. Știm sigur că pe Ilinca ai găsit-o după canapea, da? Felicitări. Da. Și pe mine. 2 oameni ai găsit. Și acum, o nouă surpriză pentru tine! Du-du-du-du-du-du! Da. Hai să vedem. Super eroul meu! Cine crezi că e acolo? Adrian Șonca. Dar unde știi tu că este Adrian Șonca? Pentru că este astronom și am și o carte scrisă de el cu autograf cu tot. Nu cred! Asta înseamnă că aveți pasiune comună și ai foarte multe întrebări să-i adresezi, da. Așa e? Ai cunoștință! Am o întrebare interesantă. Hai salută-l prima oară, salută-l prima oară. Bună! Salut, salut, bună, bine te-am găsit! Spune și cine ești, de ce ești pasionat? Eu sunt Radu și sunt pasionat de astronomie și aș vrea să întreb ceva. De ce se evaporă apa la 5 grade pe Marte? E o întrebare super. Bună,
Frumoasă întrebare, frumoasă întrebare, da? Acolo, dacă, de exemplu, te-ai duce pe Marte, ai putea să faci cerul mai repede, dar apa ar fi rece, știi, degeaba, da? Fierbe foarte, foarte repede. Păi e simplu. Atunci când fierbe ceva, apă sau orice, apa aia pleacă din ibric, nu? Că o pui pe foc, se încălzește și pleacă din ibric, da? Dar apa dă de aer. Apa dă de aer și aerul într-un fel o ține, o trimite acolo în ibric, pune o, o oprește, da? Dar dacă e puțin aer, dacă este puțin aer, cum este pe Marte, apa poate să plece mai repede, da? Și se încălzește, adică nu se încălzește, că e rece, dar fierbe la 5 grade Celsius. Foarte frumos. Pase apa în general la 5 grade Celsius, dar pe Pământ este gravitație care o ține acolo. Așa e, dar să știi că apa nu fierbe din cauza gravitației, fierbe numai de la, dacă se încălzește un pic și este pusă în mișcare. De fapt, când apa se încălzește, începe să se miște mai repede, să alerge, să aleargă cum aleargă copiii în pauză, știi, când la școală, când aleargă așa de nebun. Mă alerg eu în pauză. Bravo, super! Următoarea întrebare! Următoarea întrebare! Deja s-a emoționat. Următoarea întrebare, să vedem. Să vrem, caută în memorie. De ce pe Lună este temperatura ca în spațiu? Da, da, pe Lună este exact, dar numai noaptea este ca în spațiu pe Lună. Păi, uite, pe Lună, o zi durează foarte mult. De exemplu, dacă eu spun acum ție o zi lumină, știi ce înseamnă o zi lumină? Adică o zi lumină. Cât îi ia soarelui să stea pe cer, de dimineață până seara, da? La noi durează vreo 10-12 ore o zi lumină. Pe Lună durează vreo 14 zile o zi lumină. Adică 14 zile? Wow, adică dacă vrei să dormi, da, adică dacă vrei să dormi ca și cum ai hiberna ca un urs, dar stai foarte mult tras și apoi dormi foarte mult, adică practic pe Lună... Și dorm 14 zile, da? 14 zile da? Rămân la aceeași vârstă, da? Da, să vă zic ceva. Dai să înțeleg. Ba, dacă eu vreau să rămân tânără, deci pot să mă duc pe Lună? Nu, pe Lună tot nu rămân. Nu, pentru că pe Lună, da, e la fel de mult ca la noi, așa că tot aia este aceeași vârstă. Îmi pare rău. Nu e vina mea. N-ai făcut nimic. Și pentru că soarele stă pe cer 14 zile, se face cald ziua și noaptea durează tot atâta, se face foarte, foarte frică, ca și cum ai fi în spațiu cosmic, numai că stai pe piatră, asta e tot, stai pe piatră în spațiu cosmic. Mulțumim foarte mult, domnul Șon, că ți-a plăcut surpriza? Da! Mulțumește-i pentru răspunsul! Mulțumesc pentru răspunsul! Îi invităm pe toți copiii să meargă la observatorul astronomic, să afle cât mai multe informații despre stele, planete și da, sistemul nostru solar și nu numai probabil. Și prin telescop! Și să vadă prin telescop, așa e, e funcțional, da? În fiecare seară de joi vine sâmbătă și eu sunt aici, se vede planeta Marte, Luna și se văd foarte multe constelații de iarnă frumoase în perioada asta. Venim la observatorul astronomic. Venim la observatorul astronomic. Mulțumim. Mulțumim, la revedere. Pa! Ce zici de surpriza asta? Ți-a plăcut? Da, mi-a plăcut. Dar ce repede l-ai cunoscut? Adică imediat ți-ai dat seama cine e. Eu am tot crezut că n-o să știi cine, că trebuie să-ți spun numele, că încolo deja era eroul tău, nu-i așa? Da. Da. Am văzut și ieri un... Ai fost și tu la observator? Nu, n-am fost în viața mea. N-ai fost la observator? Păi gata, ai văzut, ne-ai invitat la observator, acum trebuie să mergi și tu neapărat la observatorul astronomic. Merg și eu, crede-mă. O să mergi și tu neapărat? Fii atent, că acum eu trebuie să ies, că o să avem o altă surpriză pentru tine. Pregătit? Da. Închide ochii? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 200, 250. Îți făceam masaj așa la cap ca să te relaxezi cât mai bine, pentru că urmează provocări pentru tine, Radu, și pentru toți copiii de acasă. Să știi că pe Rareș nu l-ai găsit. Mi-a scris că el a fost un masă și nu ai zis masă, nu l-ai găsit pe el. Dar i-ai găsit pe ceilalți. Era clasică. Da, clasică, dar n-ai zis-o tu. Bun, provocare pentru tine și pentru toți copiii. Ia să vedem cine reușește să stea cel mai bine în această poziție. Brațele întinse și cât mai mult. Cine poate să stea cât mai mult? Brațele întinse. Ia, uite așa, spre mine. Întoarce-te spre mine. Bun, brațele întinse, după care îndoim genunchii
Și cine poate să stea cu genunchii îndoiți și cu mâinile întinse? Haideți să vă văd și voi. Cine stă cel mai mult? Uită-te și tu spre ei. Ca să-ți vadă fața. Stai așa și uită-te spre ei. Și zâmbește. Așa zâmbește. Ia să vedem. Cine poate să stea cel mai mult? Să-mi spui, da, îndoie bine genunchii, îndoie bine genunchii. Pe provocare se îndoie genunchii. Și stăm și stăm până trece emisiunea. Felicitări, felicitări tuturor copiilor. Ai trecut de această provocare. Următoarea provocare. Dacă știi să faci cum face glutonul. Face ca un porc. Ca un porcușel isteric, dar spune-le copiilor de loc. Ca un porcușel isteric. Spune-le ce este glutonul. Glutonul este un animal care seamănă puțin cu ursul, dar e complet altceva. El face parte din familia dihorului și este chiar foarte mare. Adică închipuiți-vă că e cât un urs, un dihor cât un urs mare, care umblă în patru labe și care nu e așa de lung. Și ai zis că este foarte drăguț, dar este și un luptător, un hoț la drumul mare. Da, e hoț pentru că fură mâncare de la micile haite de lupi. Ca să știți, deci glutonul fură, el practic fură mâncare, atacă o haită de lup ca să-i fure mâncarea. O haită micuță de lup, că nu poate să atace 5 lupi și este foarte curajos și puternic. Bun, bine, asta a fost a doua provocare, trecut cu bine. Și a treia provocare o să fie pentru toată lumea și voi de acasă. Și tu, Radu, vreau să văd cea mai tare strâmbătura ta. Păi mai sus ca să-ți văd. Ia, vină tu mai încoace, vină tu mai. Aici, ia fă, aici, ia. Deci asta e cea mai tare strâmbătura ta. Ia, foarte bine, foarte bine, Radu. Sunt tare curios să văd și strâmbăturile voastre. Poate le faceți o fotografie, dragi părinți, cu strâmbătura și ne-o trimiteți aici, pe pagina de Facebook Itzibiți. Mulțumim mult de tot. Păi, ai trecut de toate cele trei provocări și voi, alături de Radu, felicitări! Să intre zapa! O să spui un lucru foarte interesant pentru că urmează rubrica Ăsta-s eu. Uite, ăsta-s eu, ăsta ești tu. Și tu ești pasionat de cosmos, de spațiu, de astronaute și inclusiv de animale. Și ne-ai pregătit ceva foarte interesant, nu știu despre ce este vorba, dar eu aștept să ascult. Fă un pas în față, un pas la locul tău. Bine ați venit la ediția Radu știe tot. Astăzi, secrete în sălbăticie, camuflare și inducere în eroare. Supraviețuirea în sălbăticie este o misiune grea, mai ales dacă ești mai mic sau mai lent decât prădătorii. Și chiar dacă ești prădător și n-ai mâncare. Cum este cazul leilor și leopardilor, care cu greu se deosebesc de savană. Camuflajul poate fi folosit și de șopârla gecko, care se camuflează pentru a nu fi mâncată de alte animăluțe. Hiene, de exemplu. Și... acum voi trece la costumul de ambianță, care este folosit de către vulpea polară, și hermelina. Hermelina este un animal micuț care mai are și al doilea truc, deși ea este practic un animal care își schimbă blana, are și vârful cozii negru pe care îl văd păsările răpitoare și se aruncă asupra lui. Hermelina se mișcă puțin și apoi trage coada când e păsărea aproape și păsărea, bum, cade în gol. Acum trecem la vulpea polară, care este și ea un animal destul de bun. De fapt, foarte bun. Ea cu greu se deosebește de zăpadă, o vedeți în imagine că de-abia o vedem între zăpadă. Ok. Ea își adaptează blana de la roșcat la alb, depinde de anotimp. Vara este roșcată pentru a se ascunde și a vâna mai bine și iarna albă pentru a se ascunde și a vâna mai bine. Adică, practic, vulpea polară este o vulpe care iarna își schimbă blana în alb. Acum vă voi spune despre mine. Nu? Despre mine, ca să mă camuflez și eu. Bine, acum vă voi spune despre inducerea în eroare. Aoleu, m-ai indus în eroare. Nu, inducerea în eroare. Adică?
Adică cum inducerea în eroare? Nu, stați un pic, ne ducem. Practic, nu, eu am greșit puțin aici, m-am încurcat. A, se mai întâmplă, așa e. Ne topim gheața. Așa. Și ajungem în apă. Ne scufundăm și vedem schimbarea culorii, care este folositoare către sepie pentru a deruta peștii. Aha. Vrești pe sepie în imagine, da. Pentru a deruta peștii cu modelele ei colorate și apoi să-i mănânce. Cum e și caracața de sticlă, care arată ca o sticlă. Adevăruie, o caracață care nu se vede, practic. Aole. Și nu că nu se vede, se vede, dar se trece lumina prin ea. Aha. Și e transparent. Peștii nu o văd, adevăruie. Peștii nu o văd și ea îi mănâncă pe pești. Aoleu. Aoleu, gata, bravo. Foarte frumos, minunat. Te-ai descurcat extraordinar. Să știi că ai putea să prezinți și tu ceva, o emisiune cu animale, cu... Da. Adică chiar ai putea să faci lucrul ăsta. Ai o emisiune din asta? Păi cum? Ce, la școală, televiziune? Și la școala de supereroi țipiți și aici. La școala de supereroi țipiți, școala pe care tu ai absolvit-o. Noi îți mulțumim foarte mult că ai venit la școala noastră de supereroi. Ai foarte multe informații, nu știu unde le ții, că e o stare curioasă, unde ții tu atâtea informații? Am creierul mare, eu am căpșorul micuț, dar un creier foarte mare. Are capul mic cu creierul mare, ați înțeles, da? Ia uite, vino puțin mai așa. Pentru că avem festivitatea de absolvire a supereroului Radu Leu. În această cutie de fiecare dată o să aducem surprizele pe care le va primi supereroul săptămânii. Supereroul săptămânii. S-a încheiat această săptămână, dar experiența alături de noi o să continue, Radu, pentru că noi te așteptăm oricând aici, la noi. Te așteptăm mai ales când o să avem lucruri la care noi nu prea știm multe lucruri, cum ar fi spațiul, cum ar fi animalele, dacă vrem să aflăm lucruri noi, vii, ești disponibil să vii să ne ajuți de fiecare cineva dată, da? Cineva care se alerge foarte repede pe scări până bineînțeles, în curte și bineînțeles, bineînțeles. Mai avem nevoie de tine atunci când vrem să anunțăm un nume important, că tu știi foarte frumos să vorbești pe radio și să anunți și nume și... Tu ești foarte creativ, ai tot timpul vorbele la tine, vorbești mai mult decât mine, ce să spunem? El e fascinat de cutie. Da, e fascinat de cutie, dar hai să se uite, fii atent, Radu, te uiți aici și noi în spate o să găsim ce avem noi în cutie. Ia, atenție, ține bine. O să-ți dăm o acadea. Am zis că e acadea, tu de ce zici că e stic? Pentru că acadea, asta e. Un stick acadea. Și știi ce e pe acest stick? Cam ce ai făcut tu toată săptămâna asta la școala de supereroi țipiții. Nu pierde sticul că sunt amintirile tale, da? Pe lângă această minunată pelerină. Ce să spunem, ai absolvit, ești minunat. Să ai și tu acasă să spui pe biroul tău. Mulțumim foarte mult. Diploma de absolvire. A supereroului Radu Leu. Și asta o să-l descoperi tu acasă. Când o să ajungi acasă o să te uiți exact ce ai primit aici. Mulțumim foarte mult. Super Radu, nu o să te las cu toate. Uite, hai să stai așa frumos ca la poză, să te vadă toată lumea, să te felicite. Foarte bine, foarte bine, mulțumim. O să le iau pentru că ne-am apropiat de finalul emisiunii și ar trebui să le spunem copiilor că și ei pot veni la școala de supereroi Itzibiții dacă se înscriu, da? Și participă la preselecție. Nu uitați că trebuie să faceți un filmuleț în care să spuneți care este pasiunea voastră. Filmulețul îl trimiteți pe Itzibiții și puteți și voi participa la preselecția pentru școala de supereroi Itzibiții. Ai auzit supereroul nostru ce a spus? Mai zi o dată. Mai zi o dată, Radu. Acum, aplauze pentru mine și vă... Aplauze pentru tine. Hai să ne bucurăm de aplauze. Hai să vină aplauzele pentru ei. Bravo! Felicitări! Ia uite, te felicită Ilinca! Sper să vă placă. Sper să vă placă noul supererou. Da. Pentru că ne pregătim, de luni vine noul supererou aici la Itzibiții. Sofia Usturică, de 6 ani. Super! Știi ce vreau să faci? Vreau să prezint așa cu mare, mare tamtam. Noi ne luăm la revedere. La revedere, dragi prieteni, ne vedem săptămâna viitoare. Mă veți vedea și pe mine, vă rog. Bineînțeles.
Și te rog să mai spui o dată, te lăsăm doar pe tine în cadru să spui cu să mare tamtam. Să spui cine urmează săptămâna următoare, ce super erou avem da. Invitat la școala de super eroi, da? Urmează. Da. Hai, da. Noi hai, te lăsăm. Urmează Sofia Usturică, vă mulțumesc că ați fost cu mine și vă îndemn să o aplaudați și pe ea în emisiunile ei. Sofia Georgiana Usturica are 6 ani și locuiește în București împreună cu mama, tata și Justin, frățiorul ei de numai 5 luni. Îmi place să mă joc cu tati și în timpul liber îmi place să mă uit la Lara Croft sau să mă iubesc cu mami, să-l văd pe Justin cu papă. Îmi place să-l țin în brațe pe Justin că pot, cel puțin că mai pot și să... Să-mi dea mami pupic de noapte bună. Sofia iubește muzica și dansul, face cursuri de chitară și dansuri populare. Peste tot e muzica, prima iubirea ta este muzica, prima și ultima. Ea te va schimba și ai să spui așa, inima e mai ușoară dacă poți cânta. Ăsta e preferatul meu. Prietenii cei mai buni ai Sofiei sunt Carol, Nati și Bogdan, dar îi pare rău că nu prea s-a văzut cu ei în pandemie. Mai mult au comunicat online. Alo, Carol, nu tu ai sunat, eu. A, ne întâlnim mâine la un restaurant. Chiar vrei sau nu vrei? A, bine, nu-i problemă. Pa. O față zâmbitoare, una tristă, una caragioasă și mai trimitem și obunleți, animale, tot feluri. Sofia zice că are super puterea iubirii și că ar vrea să facă o magie ca să poată călători oriunde. Dintr-un inel fermecat, pus pe deget și doar îi șoptești unde vrei să ajungi și poc, du-te și îi șoptești încă o dată și te întorci de unde ai plecat. Săptămâna aceasta, la școala de supereroi Țibiții, învață oul pe găină, oul este Sofia Usturică. Urmărește-o cum crește super erou. Școala de supereroi Țibiții învață oul pe găină. Piu, 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 piu. Piu, piu, piu.